deși au trecut 15 ani, George își amintește perfect ziua în care a livrat prima pizza, dar și fiecare pas pe care l-a urmat pentru a conduce astăzi o afacere de succes. Eram 4 oameni, eu cu fratele meu, cu cumnata și cu Fabio. Fabio e un prieten foarte bun. Și ușor, ușor am început să ne dezvoltăm. După aproximativ 3 luni de zile am angajat primul om și apoi, tot așa, după 15 ani, suntem aproape 300 acum. Cu call center, 6 puncte de livrare, livratori, bucătari, inclusiv divizia de dolci, unde suntem acum. Principala noastră activitate e pizza, e 80% din vânzare. Însă facem salate, paste și deserturi. Pentru că le place să fie diferiți, nu s-au limitat doar la rețetele clasice de pizza. Dacă ar fi după noi, am creat 4-5 rețete în fiecare lună. Însă am făcut niște inovații. Blatul de făină integrală, chiar ne-am chinuit un pic cu el, însă ne-a ieșit. Folosim o multitudine de ingrediente, inclusiv specă, piept de rață. Una din cele mai bine primite rețete a fost cu dovlecei și cu mărar și cu brânză de capră. Toate ingredientele care le folosim sunt de cea mai bună calitate. Mozzarella este 100% lapte. Sosul de roșii e produs de noi în fiecare zi, chiar din roșii San Marzano, cu busuioc proaspăt. Nu facem niciun fel de rabat la calitate. Și în ceea ce privește dulciurile, au dat dovadă de creativitate. Primul desert servit în borcan a plecat din laboratorul lor de cofetărie. Desertul vedetă la noi rămâne în continuare tiramisu și canolo. Canolo sicilian cu fistic de bronte e exact ce trebuie. Tot de 15 ani avem o promoție. Oferim un profiterol cadou la orice comandă de 60 de lei și facem profiterol. Pasiunea pentru nutriție l-a făcut pe George să studieze fiecare ingredient. Mai mult decât atât, noul său hobby este grădinăritul. Pentru mine e foarte important să văd exact cum se produce lucrul respectiv pentru a obține ingredientul. De asta am fost în fabrică când mi-am făcut mozzarella, salamul picant e după rețeta noastră. Eu am salată proaspătă acolo la Vâlcea, inclusiv acum, la minus nu știu câte grade, salată romaine. Una din treburile mele este să gust pur și simplu toate ingredientele. Asta înseamnă controlul tradițional de calitate.